Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Câteva cuvinte fundator să spun. Probabil că astăzi v-ați sostenit un pic mai mult decât de obicei, stând la taina Sfântului Maslu și iată, nu toți ați avut locul. Însă, dacă ne aducem aminte de părinții și străbunii noștri care, pe lângă aceste rânduieli, care oricum se făceau, mai făceau și calea crucii, care așa cum este numele, nu este ușoară până acolo în vârful dealului, ne alinăm cu gândul că nu am făcut nici pe departe cât făceau ei și cât se osteneau ei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi de praznic și pentru faptul că am putut să ne adunăm, având în vedere situația aceasta care există în lume și având în vedere că de marele praznic al Învierii Domnului, da, și Săptămâna Patimilor, am stat acasă și n-am putut să ne bucurăm de Sfântele Sfinte. Mulțumesc părinților, părintelui Emil Coman de la Codora și părintelui Octavian Kindriș din Chinteni, care ne-au fost astăzi alături de dimineață la Sfintele Slujbe și pentru cuvântul de învățătură de asemenea. Mai trebuie să pomenesc un lucru, pentru că sunt de față câteva personalități din comuna noastră. Mai exact este vorba, în primul rând, de domnul primar Eugen Bureșan, care cât de curând își va încheia acest mandat și căruia îi suntem datori cu câteva mulțumiri pentru faptul că a contribuit la inițierea și la buna desfășurare a lucrărilor care s-au făcut în satul acesta, în noua biserică, de asemenea și pentru renovarea acestui cămin cultural, fostă școală, și acordul de a ne desfășura aici activitățile și slujbele noastre până la mutarea noua biserică. Dânsul va candida în continuare, așa cum prea bine știți, pentru funcția de primar al Comunei Vulturei. Salutăm de asemenea și prezența domnului Marian Jergan, care este ca un fiu al satului, pentru că se trage din aceste sate și are originile în satul acesta și în satul Băbuțu, și care de asemenea este unul dintre cei care candidează pentru această funcție. Salutăm de asemenea și pe domnul Ioan Zurva, care este credincios al bisericii noastre din satul Băbuțu, de asemenea candidat pentru postul de primar. Noi îi felicităm pe toți, pentru că aceasta ne este datoria să fim umani, pentru această intenție bună a dânșilor și le urăm succes mai degrabă sau mai târziu, în cele care și le-au propus. De asemenea, urăm succes și celor care astăzi, da, elevi, și-au început un nou an școlar. Mulțumim și credincioșilor noștri care au contribuit la lucrările care s-au desfășurat până acum, precum și la organizarea acestui hram al bisericii noastre, cu curățenia și cu donațiile de rigoare, ca la sfârșit să putem oferi oaspeților noștri și credincioșilor noștri din partea bisericii un mic dar. Îi rog pe părinți ca să vă ungă cu un de lemn sfințit, așa cum este rânduială, veniți pe la dâns și fiecare dintre dumneavoastră, și la ieșire chiar vă rugăm să vă serviți cu niște cozonac și niște sumi din partea bisericii noastre, care nu este mare lucru, dar pentru o zi de post este ceva și arată prețuirea noastră față de dumneavoastră. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Mulțumim pentru răbdare. Să până primește rugăciunile rog.